care relatau despre modul în care cu astea ne apărăm noi de ei. Tu ești șapcă să faci. Lăsa-mă! Nu mai lăsa-mă! Da, foarte bine. Hai că te caută cineva. Pe poartă? Da, și-o apăr primar de atât. Ce-ai ce, domnule? Așa. Ieșim tăți în poză. Știi, toată garnitura complet. Băi, hai, ascultă-ne, băi! Oli, oli, oli! S-aude! Oricât de în ce vorbești. Uite-l așa, de acolo. A făcut armata, mă. A făcut armata. Hai pe drept să facem. Arată. Trage tip. Ia, fă-mă poză cu doamna. Da, Vasilică, ia-te, vezi cu pe video, nu-mi place. Trebuie și tu apărătorul. Mă duc? Da. Ia-mi segutor. Noi. Da, vor să. Bă, ăștia n-au steazuri negre, nu au zis că-i ăsta dolul național.
Da, păi lasă, n-are... Ce? A, păi tine, cum te chemi? Doru. Hai să facem cunoștință. Da. Doru, eu știu cu tine. Da. Hai, eu te știu. Noi suntem cu poporul, frate! Păi de-aia vă filmez, să rămâneți aici! Să rămâi acolo pe veci, scrii! Atât! Scrii pe veci! Un rang mai înalt al națiunii descrită. Aș vrea să vă spun o poezie. O poezie care este cunoscută în general, a fost publicată, dar care în realitate nu reprezenta decât o speranță a mea. Nu spunea un adevăr, spunea ceea ce speram eu să fie adevărul. Abia în ultimele 30 de ore, această poezie a devenit adevărată. Sângele. Dar nu mă lași cu comandul meu, că am venit să mă aici. Dar să fie acolo la bucătărie, eram plină așteptată. Am fost asupriți uneori. Noi n-am asuprit niciodată. Noi n-am înlocat peste nimeni adică eu vorbesc din punct de vedere juridic. Acest om care, în sfârșit, i-a ascuns pe ăștia și nu a spus celor apropiați, pentru că erau toți acolo și se înțelegeau. Principala grijă era, domnule, unde-i primul secretar? Că nimeni n-a vrut, că nu aveam puterea, nici unul dintre noi să arestăm, că arestarea se face în anumite condiții, pe bază de mandat, cu anumite aprobări, libertatea unui om nu dispune, adică de libertatea unui om nu dispune un oricare individ sau știu eu, un grup care s-a adunat. Noi am vrut să le asigurăm securitatea și cred că s-a procedat exact bine, pentru că altfel ajungeam în situații dificile. Dar, și-am spus, viitorul îi va stabili dacă sunt vinovați sau nu sunt vinovați. Să se rămână la convingerea asta și la credința din partea celor care au fost aici, că dacă totul este în ordine și se predă în condiții extraordinare, ar fi minunat, deosebit de bine. Pe noi nu ne interesează, și tovarășul colonel, vă rog să ne înțelegeți, nu ne interesează componența Consiliului în sensul că, domnule, neapărat cineva de aici trebuie să meargă să fie în Consiliu, nici nu se pune problema asta. Și mie mi s-a făcut reproșuri că nu m-am dus la Consiliu. Da? Poate în aceste momente nu judecă exact la nivelul nostru. De aceea vă rog să înțelegeți. Au pus-o de foarte bună credință. Nici vorbă că nu dezarmează sau că nu predau armele. Nu. S-a pus problema de foarte bună credință, dar neapărat în dorința de a vă informa cu privire la aceste aspecte. Și bine ar fi dacă toți suntem democrați, atunci mâine, fai frumos să se spună în ședință, eu n-am căderea să o fac, domnul Vintilă, probabil. Vă spun, am vorbesc dânsul, acum e și răgușit, e și foarte obosit, dânsul este reprezentantul nostru. Dacă se va pune problema și eu rog să meargă mâine acolo, să o pună și să spună lucrurilor pe nume, să se ridice și să spună. Domnule, nu știu în ce măsură putem avea încredere în următorul și următorul tovară. Și eu i-am făcut cunoscut. Ardusă Dan, eu părerea mea, că nu are ce. Da. Pobnistul de la PNV, ce-a lucrat la telefon? Hai, acolo de data. Hai, am plecat două. Da, au plecat, știu că am luat. Cunoașteți... Permiteți-vă rog să raportez. Suntem izolați, nu mai putem lua legătura cu penitenciarul, nici dânsii cu noi. Au primit ordin să transmită încoace măsurile care s-ar torșmea dumneavoastră să urna, dar nu ne pot comunica, suntem izolați. Ia citoară și locotenent major Remetea. Ordonați noastră ce măsuri să ia ca să putem lua legătura. Suntem izolați din punct de vedere a legăturii. A legăturii, da. Deci... Merg Costați. Costați. Merge Costați. Ce e Remetea de acolo? Nu mai spune cea mai bună idee. Dar aici stai pe aici, acolo. Au stați aici? Nu avem.
situația este... Dar nu o să intre în legătură față. În etajul 2. Cât bate asta mobil? Deci, asta până la 6 km, dar descărcate, slăbite acum bateriile, vă dați seama. Dacă nu s-a mai încărcat bateriile, da, nu s-a mai încărcat. Stații port de astea, dar astea nu cred că merg la 6. Nu merg, merg până la 6 km, dar în condiții optime. Așa avem. Acum cred că e vremea bună, poate că nu? Sunt ecranajul ăsta, vizor așa. Nu știu asta. Și mai ori am trimis SRE-ul cu militari, deci cu gări de patrioti la aeroport, mai trebuie să fie un an în ceremonie. Iar eu că am luat. Da. Adunați cine să meargă cu mine și merg cu toți. Nu uită pe remeni ca să meargă cu toți. Așa, domnul Maior, dorim să vă mai informăm ceva. Probabil dumneavoastră știți că s-a găsit la Iliescu un bilețel cu ocazia percheziției în care chema la reuniune în data de 26, așa, nu știu în ce măsură, eu nu l-am văzut, dar se spunea că s-a găsit acest bilețel și din cadrul armatei au fost cei care au făcut precizările. Așa, precizările respective și încă un comunicat important, dar nouă nu ni s-a spus, suntem datori să vă facem cunoscut. S-a făcut o greșeală la momentul intrării aici, nu am fost aici, la momentul când s-a pătruns în incinta inspectoratului județean, pentru că s-a dat drumul la deținuți. Noi am făcut un tabel. Domnule, orice societate, indiferent care ar fi ea, criminalul și pungașul se pedepsește, indiferent cum ar fi. S-a făcut o greșeală și s-a dat drumul la 38 de deținuți, sau poate chiar mai mulți, 40 și ceva. Printre ei sunt criminali, sunt cu tentative de omor, sunt cu violuri, sunt cu incesturi, cu infracțiuni grave, vătămare corporală gravă. Eu aș dori să atrag atenția, să se ia legătura, nu știu în ce măsură s-a pus la punct sistemul legislativ, nu cred că s-a pus încă la punct, dar cei care sunt periculoși și care au comis crime și infracțiuni grave, să fie, au adresele, tot, am făcut tabelul cu el, am luat dosar cu dosar și l-am văzut, să fie din nou chemați, respectiv aduși și încarcerați. Părerea mea. Este o părere... Eu nu deschid arestul până când nu primesc ordine exprese scrise, pentru că, pe urmă, mi-aduc pe cap iară Baia Mare. M-ai înțeles? Da, am priceput și asta, zic. Eu reorganizez, stau cu bine să mă prinde. Eu reorganizez arestul, deja am dat ordine în sensul ăsta, dacă se va, o voi fi lăsat în pace. Dar, în fine, vom vedea. Hotărâți dumneavoastră, vedeți că eu am tăcut. Dar aici am intervenit pentru faptul ăsta. Eu nu bag pe nimeni în arest, nu primesc scris ordin clar de sus, de la centru, pe linia mea și pe linia dușilor, pentru că atrag iară ura poporului și nu vreau. Și acum vin oamenii și întreabă dacă sunt în arest deținuși, nu știu ce-și fac scandal. Domnule, să fie înștiințat și chemat. Ce se întâmplă? Nu știu cum se va întâmpla publicul. Dar să nu fie dezinformat publicul și să se spună. Domnule, uite care-i socoteala, s-a ales comitetul, e datoria lui să facă cunoscut publicului prin presă, că au din greșeală și să se facă comunicatul ăsta, pentru că să se facă comunicatul în sensul că din greșeală când s-a preluat inspectoratul, când a intrat publicul aici, a fost spart și s-a dat drumul la criminali. Și nu l-a deținut politici aici, n-au fost deținuți politici, nici nu s-a pus problema asta, că tot de drept comun că avem acolo documentele toate, sunt... Domnule, pentru infracțiuni împotriva avutului obștezi, nu știu care va fi situația, dar pentru crime, pentru violuri, da, ăștia, deci să se facă cunoscut aspectul. Să cunoască. Să știe lumea, să nu intre, să nu intre în panică. Să nu se ascundă, să spună să cunoască. Să cunoască, nu numai atât. Se prezinte, dacă nu, îi vorbește în lumea ca să poată... În privința modului de a proceda pentru readucerea acestor audele, este locul. Asta este problema. Că specialiștii vor stabili complet măsurile, pentru că ridicarea lor de unde sunt și aducerea lor aici iar va provoca scandal. Nu va merge din acest punct de vedere, vă propun, stoași măi, dacă sunteți de acord să hotărâm, că aducerea lor să se facă de procuratură și armată. Armată și gărzi patriotice. Dumneavoastră vă orientați. Dumneavoastră vă orientați. Avem discuții. Bine, chestiunea asta va ridica probleme. Sunt câțiva care sunt periculoși. Eu îi cunosc. Adică îi știu pentru că o parte dintre ei am cercetat. Și chiar aseară le-am spus. Este, de exemplu, un infractor din satul mare cu o înșelăciune pentru treceri frauduloase de frontieră, dar nu i-a trecut și numai le-a promis că îi va trece. Probabil trafic de influență era. La nivelul sumei de 500.000 într-o singură zi.
500.000. Deci un pericol deosebit. Deosebit, pentru că e un om deosebit de versat. I-am găsit 500.000 și mai are cel puțin 1.000.000 și ceva. Așa. Din informații. Deci așa. Doresc să... Domnul procuror, da. Pentru fiecare caz mai deosebit pe care dumneavoastră îl considerați și se va stabili din documentele respective, că este un caz deosebit, avem mijloace ca să evităm rănirea oamenilor care merg acolo și ceea